Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi vom găti împreună o ciorbă rădăuțeană, extrem de sănătoasă și delicioasă. Pentru această rețetă aveți nevoie de 2 pulpe inferioare de pui, 2 pulpe superioare, un piept de pui cu os, o căpățână de usturoi, un ardei gras roșu, o rădăcină de păstârnac, 2 morcovi medii, jumătate de țelină, o legătură de pătrunjel, sare, piper, 4 ouă, o ceapă medie, 4 linguri de oțet, 300 de ml de smântână de gătit. Am adăugat o oală cu apă rece pe foc, unde adăugăm puțină sare și puiul nostru, pulpele inferioare, pulpele superioare și pieptul nostru de pui cu os. Carnea este pe jumătate fiartă, este momentul să adăugăm legumele. Păstârnacul, jumătate de țelină, un ardei gras roșu, un morcov, sau 2 medii, 1 mare, și o ceapă medie. Le facem loc la toate, 2-3 boabe de piper și mai lăsăm la foc mic până când legumele sunt fierte. Strecurăm supa, legumele în afară de morcov și puțin ardei nu le vom folosi. Dintre legumele strecurate voi folosi doar morcovul pentru culoare și puțin ardei gras. O să-l tai cubulețe și la fel voi proceda și cu ardeiul gras. Iar cu celelalte legume puteți face o salată cu maioneză, cu puțină carne pe care nu o adăugați în ciorbă. Am trece și la ardeiul gras, care a fier și el foarte bine, dar de culoare o să-l adăugăm și pe el încă frige, să fiți atenți. Carnea noastră de pui s-a răcit, așa că putem să o desprindem folosind degetele, mâinile. Se va desprinde foarte ușor, pentru că este o variantă de ciorbă de burtă cu pui. Mie îmi place să o desprind pe os, fâșii, nu s-o tai neapărat cuburi. După ce am dezosat puiul, toată carnea ruptă fâșii, o adăugăm în supă, împreună cu morcovul și ardeiul tăiat cubulețe. Acum vom pregăti mixul de gălbenușul de ouă cu smântână lichidă de gătit. În acest fel vom drege ciorba noastră, îi va da cremozitate. Este pasul când putem adăuga și sare, piper, dacă mai trebuie. Usturoiul. Mixăm bine, după care trebuie să aducem la aceeași temperatură mixul nostru de ouă cu smântână cu supa. Dacă adăugăm tot mixul ăsta rece, se vor coagula ouăle și nu ne dorim cocoloașe sau o textură care să nu fie alta decât fină, cremoasă. O să adăugăm ușor, ușor, cât un polonic de supă. Puteți să faceți și o infuzie de usturoi, dacă nu vreți un gust super pregnant de usturoi. Să-l dați prin răzătoare sau pur și simplu să-l zdrobiți. Să adăugați un pic de supă peste el, iar supa aceea va avea un gust intens de usturoi, fără usturoi în sine. Și, bineînțeles, mai delicat. Adăugăm mixul de smântână cu ouă și usturoi. Ciorba noastră rădăuțeană este gata, este foarte cremoasă, iar ca notă finală adăugăm pătrunjel tocat mărunt. După gust mai puteți adăuga usturoi, chiar și oțet,
direct în farfurie. Miroase foarte bine, sunt sigură că e delicioasă. Aspectul puțin albicios se datorează faptului că astăzi nu am folosit un morcov tras în tigaie, să folosesc culoarea lui în farfurie sau mai multe gălbenușuri. Dumneavoastră o puteți face acasă. Astăzi am ales să o fac mult mai clară și albă. Ca și prezentare, puteți adăuga pătrunjelul direct tocat sau câteva frunzulițe ca decor. Mie îmi place pătrunjelul foarte mult și este potrivit pentru această supă albă. Nu este cu borș ca cele care folosesc leuștean. Și supa este gata. Vă urez poftă bună!